Patricia, râz prea tare, n-ai cum, cu ăștia doi la fel, fetele. Cu șnițele. Da. N-ai cum, nu, da. Na, dacă ar deci pleca, Mihai nu. Deci Mihai, vă pupăm, am bun. Zis. Vă asta pup, e, dacă îmi pare Mihai, rău. Mihai, pe Elvira, baftă. Of. Toma, concesia ta mi da. Am mâncat că noi am crezut că trebuie să mâncăm și noi n-am auzit când Lidia a întrebat. Mâncam eu. Da, mă, frate, și era. Grăsimea era cea mai rea. Așa, a zis că nu mai pot să mă lasă să vomit. Cea mai rea era grăsimea. Carnea era carne, știi cum cam și zis. Era gen cărniță, cărniță, cărniță și o bucată de grăsime efectiv. Da. Da, dar știi care e ideea? Că era rece. Dar grăsime, efectiv, era doar rece, grăsime. Era rece și cumva uleioasă. Bă, după atâtea zile de cursă, continuă, oboseală, ficatul praf, din da, cauza oboselii. Să bagi doar atâta puțin, carne și pe stomacul gol. Da. E naș, nu e da. Chiar bine. Da, stai să de te tu gândești. Tu carne? Da. Foarte mult, da. Și stai să te gândești că ești în Asia și bă, mănânc carne. Da. Nu beau de vacă. Nu da, mănânc da, da, ochi da, da, de limbric, da, da. Nu, băi, carne, aia nu e chiar cea mai bună, of da. De oaia. Nu ne-am omorât. Adică, nu ne-am omorât atât de tare. Ați încercat și voi? Că am zis că la ultima șansă s-a... La ultima șansă mâncat... din etapa trecută, da, da s-au mâncat. Nu, n-am ochi de vacă. Din fericire, nu, am scăpat. Mamă, mie mi-ar plăcut să încerc așa de curioasă. Știi care e chestia? Nu, eu nu sunt, eu nu suport, mie mi-e scârbă de carne. Bă, atâta timp cât oamenii mănâncă acolo chestiile alea. Asta a fost și asta e și filozofia noastră. Ce nu, dacă ești acolo, nu ți mai vine. Zici, bă, ciudaților. Știi, nu mai ești. Oh, că mă locul de la pe mâine așa. M-am speriat, nebunule. Mi-am mintit momentul.